Bună, dragii mei, bine ați venit la previziunile voastre pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au soarele, ascendentul și luna în săgetător. Să vedem despre ce este vorba pentru voi dedicat pe parcursul acestei luni. Încep cu partea de tranzite astrologice, urmând ca ulterior să vedem care este energia cărților oracol și de tarot. În primul rând, pe 1 decembrie, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, a intrat în semnul Capricornului, în casa voastră a doua. Acest sector din viața voastră reprezintă banii. Casa a doua ne vorbește despre resursele materiale proprii, despre bani, despre stima de sine, despre iubire și despre modul în care noi îi administrăm. Mercur este planeta intelectului, a gândirii, a comunicării, este și cea care ne arată indicii despre tranzacțiile comerciale, despre comunitatea din care facem parte. În acest context, pentru voi, într-o casă a banilor, Mercur în Capricorn înseamnă gândire limpede și foarte organizată. Capricornul este arhetipul care vorbește despre maturitate, despre a nu face nimic la voia întâmplării, ci mai degrabă după o listă de priorități foarte bine structurată. Capricornul este arhetipul care vrea să construiască, dar pe o bază solidă. Într-o casă a banilor, într-o lună a sărbătorilor, această energie pe voi vă îndeamnă să fiți chibzuiți, pentru că așa este cel mai bine. Pentru cei mai mulți oameni, luna decembrie este o lună în care cheltuie, dar din cauza frustrărilor acumulate de peste an. Este o lună în care spui, merit, lasă că văd eu ce fac după. Pentru voi nu este cazul, voi trebuie să rămâneți cumva ancorați în realitate și să vă țineți de planul vostru, de economii mai ales. Veți vedea că veți avea tendința să faceți ceva, după care mintea voastră va fi foarte clară și veți spune, dar chiar este necesar sau ar fi indicat să o faceți. Unii dintre voi s-ar putea să veniți cu idei noi în această lună despre proprietățile voastre, despre achiziții de imobile pe care le-ați putea face sau despre vânzarea acestora. Sunt aici chestiuni legate și de imobiliare. Mai departe, pe 4 decembrie, Venus, planeta iubirii și a banilor, intră în casa voastră a 12-a în semnul Scorpionului. Arhetipul Scorpionului ne vorbește despre moarte și renaștere, despre transformare și regenerare. Venus este zeița frumuseții, este guvernatoarea banilor lichizi, cea care ne arată indicii despre iubire, despre cum simțim, dar și despre stima de sine și zona noastră de confort. Iar casa a 12-a este locul dintr-o hartă natală de care nu suntem conștienți. Este un loc foarte puțin vizibil. În astrologia tradițională vorbește despre izolare, despre zona unde noi simțim anumite restricții sau unde vrem să păstrăm totul doar pentru noi înșine. Scorpionul vorbește și despre mister. Dar Venus într-o casă care nu este în văzul lumii, care stă frumos ascunsă, într-un semn al misterului, poate aduce pentru voi în această lună un admirator secret. Venus în Scorpion este o energie foarte profundă, care detestă superficialitatea și care va face orice să înlăture tot ceea ce este superficial în relații. Este și o energie care poate aduce ușoară gelozie, dar, pe de altă parte, este una care poate ajuta la transformarea fricilor, la regenerarea în relații. Este metamorfoză, iar pentru voi într-o casă care vorbește despre karma colectivă, despre inconștientul colectiv sau despre rănile voastre cele mai adânci, pe care nu știți că le aveți, în această lună vă poate ajuta să scoateți la suprafață, să primiți indicii despre ceea ce vă blochează starea de bine, mai ales la nivel de relații cu persoana iubită. Poate aduce o nouă iubire care să fie foarte profundă, dar care necesită timp și pași făcuți unul câte unul. Va avea tendința să dea năvală ca energie, însă recomandarea este profunzimea, nu superficialitatea. Pentru alții dintre voi, în cazul în care aveți vreo idilă ascunsă, în această lună este bine să o păstrați în continuare, departe de ochii lumii, doar pentru voi. Venus în Scorpion poate aduce acea transformare de care aveți nevoie pentru a simți la cele mai înalte cote dragostea adevărată. Mai departe, pe 12 decembrie, avem parte de luna nouă în Săgetător, în casa voastră întâi.
Arhetipul săgetătorului vorbește despre înțelepciune, vorbește despre imaginea de ansamblu și despre modalitatea în care noi învățăm și ne transformăm în profesori. Este în strânsă legătură cu legea, cu călătoriile pe distanțe lungi, cu tot ceea ce ține de străinătate și alte civilizații. Casa întâi vorbește despre personalitate, despre aspect fizic, despre modul în care sunteți voi în văzul lumii și despre percepția pe care o au alții despre voi. O lună nouă spune noi intenții, noi angajamente, ceva ce trebuie acum să fac sau ar fi bine să fac pentru a-mi îmbunătăți calitatea vieții sau pentru a-mi hrăni sufletul. În casa întâi poate aduce o transformare la nivel de înfățișare, să vă schimbați aspectul fizic, să faceți ceva modificări în ceea ce ține de imaginea voastră personală. Pentru alții dintre voi poate aduce o dorință de a crește, creștere personală, creștere profesională, de aprofundarea unor studii noi, de a face niște lucruri care să vă ofere vă un spectru mai larg în lumea aceasta în care trăim și acces la cunoaștere. Pentru alții dintre voi poate aduce o nouă dorință de a vă reloca, de a vă schimba cumva identitatea. Este aici o doză mare de înțelepciune care vrea să intre în aura voastră, voi să deveniți mai înțelepți pentru că ceilalți așa vă vor percepe în această lună. Este o foarte bună ocazie să investiți în voi înșivă în această lună. La fix o zi după, Mercur, planeta intelectului și a gândirii, retrogradează în Capricorn în casa a doua. Vă spuneam despre acele cheltuieli cu care poate la început de lună veți fi mai entuziasmați, însă ulterior veți fi mai chibzuiți. Este important să vedeți de fapt care este relația voastră cu banii, dacă sunteți foarte economi sau dacă sunteți cheltuitori, pentru că în această lună puteți conștientiza și puteți regla energetic aceste două aspecte. Unii dintre voi s-ar putea să fie nevoie să investiți mai mult în voi și să vă schimbați perspectiva, pentru că semnul Capricornului înseamnă managerul, administratorul, cel care are acces la resurse financiare și care a stăpânit și a dobândit abilitățile necesare să aibă parte de abundență financiară în această lună și în această viață. Mercur, într-o perioadă de retrogradare, aduce reevaluare. Iau în considerare tot ceea ce am făcut anterior și mă asigur că este lucru bine făcut sau că am luat deciziile corecte sau că m-am gândit la toate aspectele. Pe 21 decembrie, Soarele va intra aici în casa a doua și va susține această energie. Această energie analitică și pragmatică care spune, bun, uite, ca să ai o viață bună trebuie să ții cont de niște factori care te ajută pe tine să ai succes, care sunt importanți. Nu poți avea parte de prosperitate dacă tu faci 1, 2, 3, ceea ce faceți voi zi de zi. Sau în această lună puteți începe să puneți bazele cărămidă cu cărămidă unui nou plan financiar, unor noi structuri la voi în casă care să vă aducă abundență, care să vă poată susține. Pentru că Saturn este guvernatorul Capricornului, dar deopotrivă și al Vărsătorului, iar Vărsătorul vorbește despre viitor. Puteți începe încă de pe acum să vă trasați foarte limpede rezoluțiile, ideile pentru anul ce urmează și să vă țineți de planul acesta. Pe 23 decembrie, Mercur va face un pas înapoi în săgetător în casa voastră întâi pentru o ultimă evaluare. Aici Mercur va spune, ai luat toate datele în calcul, ești sigur că nu ți-a scăpat niciun detaliu? Ești sigur că vrei să îți schimbi aspectul fizic și că ulterior nu vei regreta? Ești sigur că acum știi tot ceea ce ai nevoie să știi pentru a putea face, spre exemplu, mai mulți bani? Ești sigur că vrei să-ți schimbi serviciul, ai toate calitățile, toate abilitățile necesare sau îți mai aloci un pic de timp pentru a te pune la punct cu tot ceea ce este nevoie ca să poți aplica pentru un nou serviciu, spre exemplu. Pentru alții dintre voi spune, ai luat în calcul toate datele dacă vrei să achiziționezi acest imobil, zona, etajul, câte camere, etc. Sunt doar mici exemple. Pentru că ceva s-ar putea să vă fi scăpat din vedere și în această lună puteți corecta. Mai departe, pe 26 decembrie, avem parte de frumoasa lună plină din rac din casa voastră a opta. În opoziție cu Capricornul, unde se întâmplă pentru voi toată acea
mișcare la nivel financiar, pe axa banilor, racul spune atașamente sau chestiuni legate de familie. Poate vreți să achiziționați ceva pentru familie în această lună și luna plină din rac spune trebuie să te detașezi de concepte vechi, de idei preconcepute pe care tu le ai despre bani. Racul înseamnă trecut, familie, părinți, rădăcina mea de unde începe totul, dar și spațiul locativ. Casa 8-a este casa Scorpionului, este o casă care transformă, care regenerează. Moarte și renaștere este casa unde putem vedea fricile noastre, care în această lună pot fi transformate. Este aici o energie a metamorfozei, a transformării, a înțelepciunii, a profunzimii pentru voi. Luna plină spune eliberare, detașare, finalitate sau corectare acțiunilor din ultimele 6 luni. Ai investit în familia ta și în tine deloc? Această lună este cea care te poate ajuta sau cea în care poți începe să investești în tine, desprinzându-te puțin din conceptul de familie, pentru că dacă tu nu ești bine, nu poate fi nici familia ta. Pentru alții dintre voi poate fi aici o chestiune legată de o moștenire. Poate o moștenire a modului în care gândiți vis-a-vis de banii voștri sau de resursele financiare. Poate ceva ce are legătură cu mama voastră sau cu părinții voștri, de fapt, pentru că ambii ne influențează în copilărie. Pentru alții dintre voi pot fi chestiuni legate de pensia alimentară, de taxe și impozite, de sexualitate, de putere, de voință, de mister. Ceva foarte misterios poate ieși acum la suprafață în legătură cu familia voastră. Puteți vindeca o traumă puternică, o karmă de neam, prin a face ceva nou voi înșivă. Și nu în ultimul rând, pentru voi în această lună, Venus, zeița iubirii, intră în casa întâi. Așadar, însăgetător, dacă aveți vreun gând să vă schimbați aspectul fizic, o puteți face mai degrabă după toată perioada aceasta în care ați stat și ați cugetat ce-ar fi mai bine să fac. Pentru alții dintre voi spune clar, am nevoie să fac o schimbare puternică în viața mea. Pentru a atrage tot ceea ce îmi doresc, fericirea, starea de bine, confortul, abundența materială, oamenii alături de care să cresc, să mă dezvolt și oamenii care mă iubesc așa cum sunt, trebuie în primul rând să o fac eu, să mă iubesc eu pe mine. Veți fi foarte magnetici, veți vedea că în jurul vostru va fi armonie spre sfârșitul lunii sau bunăstare, bună dispoziție, să spunem. Este o energie care vă ajută pe voi în acest moment să atrageți lucrurile pe care vi le doriți, dar într-o formă aspectată foarte înțelept, care să vă ajute să evoluați. Eu vă doresc tuturor să aveți o lună minunată, la mulți ani tuturor celor care își sărbătoresc ziua de naștere și să vedem acum ce ne spun și cărțile oracol. Săgetător, luna decembrie. Pentru voi arhetipul peștilor se regăsește în casa a patra, iar casa a patra pentru voi este strâns legată în această lună de cea a 12-a, unde Venus va fi în Scorpion. Ceva trebuie să se transforme, care are legătură cu tiparul familiei voastre. Cu cât veți înțelege cât de unic sunteți în această viață, mai repede, cu atât mai bine vă va fi. Aici, în această casă, se regăsește în acest moment Saturn, care vrea maturitate și vrea să construiască lucrurile foarte solid pentru ca acestea să dureze în timp. Casa patra înseamnă și spațiul locativ și toată harta voastră vorbește despre niște planuri care au legătură cu piața imobiliară, cu o nouă locuință. Această lună este una foarte bună pentru a face planuri în această direcție, dacă vă doriți. Mai departe, avem casa a doua unde aveți Capricornul și unde va intra Mercur în retrogradare și ulterior Soarele, care spune, da, poți să o faci, dar trebuie să iei în calcul niște lucruri foarte bine puse la punct, să nu îți scape nimic din vedere, dar nu înainte de a te asigura că te poți susține financiar. Și aici Berbecul și Nodul Nord, care la voi se regăsește în casa a cincea și vorbește despre bucurie, despre curaj,
și despre a începe ceva. Ceva ce are legătură cu relațiile voastre de iubire în această lună, cu copilul interior din voi, cu copiii, poate în această lună descoperiți că veți fi părinți unii dintre voi, pentru a începe să faceți ceva, dar la nivel individual, voi cu voi înși vă, pentru a vă detașa de familia voastră, poate vă mutați de acasă, poate are legătură cu casa părintească. Aici, în casa voastră a cincea, sub arhetipul berbecului, se regăsește la nivel general, în tranzit, în acest moment, nodul nord, care spune linia de destin. Tu trebuie să începi ceva, dar nu înainte de a lua în calcul toate aceste lucruri mărunte, care poate nu îți plac, dar care odată ce sunt dobândite, clarificate, îți oferă ție sprijin și suport către succes. Este o lună a începuturilor pentru voi. Avem Scuba Diver și din nou casa a patra în pești. Vedeți? Pentru voi dedicat. Să căutați în adâncul sufletului vostru, dar și în mintea voastră și în această lună să vă observați, să vă înțelegeți, pentru că și la nivel de tipar comportamental în legătură cu banii și la nivel de acțiune și mod și voință și forță și curaj, voi sunteți foarte conectați cu linia voastră transgenerațională și cu neamul vostru, de care în această lună vă puteți desprinde energetic pentru a vă putea voi exprima autentic, pentru a fi voi înșivă. Este o lună foarte bună și pentru autocunoaștere, dar este o lună foarte bună și pentru compasiune, pentru iertare. Foarte mulți dintre voi, pentru că aveți pești în casa a patra, vă veți dori liniște, poate. Acest aspect s-ar putea să vină ușor atipic pentru voi, pentru că Săgetătorul este semnul petrecerii. Când va intra Venus în Săgetător, toată lumea va petrece, adică nu este nimic întâmplător în tranzitele acestea. Venus în Săgetător la sfârșit de an va fi așa, un fel de voie bună la nivel de mapamond. Ce avem aici? Focul de tabără. Focul în jurul căruia ne strângem, casa întâi în Săgetător, pe voi, vedeți acea energie de petrecere și voie bună, însă prin care voi să vă dați seama cine contează cu adevărat, cine vă stă alături, cine vă iubește așa cum sunteți voi și ce aveți voi de făcut în anul ce urmează pentru a evolua. Va fi un an de evoluție, atât pentru voi cât și pentru ceilalți, pentru toată lumea, dar pentru voi în mod deosebit. Aici veți trece în noul an cu entuziasm, este momentul să lăsați în urmă niște lucruri care v-au zguduit, este timpul să vă redobândiți bucuria, pasiunea și să fiți un pic mai curajoși, să spargeți un tipar, să faceți o schimbare puternică. Și aici avem maestrul. Și avem semnul Capricornului în casa a doua și casa a noua, care este casa planetei Jupiter, iar pentru voi Taurul stă în casa a șasea. Casa a șasea este cea a rutinei, casa a șasea este cea a sănătății, casa a șasea este cea unde voi sunteți în serviciul celorlalți. Să vedeți dacă roadele muncii voastre sunt bune, să faceți un bilanț la nivel financiar și să vedeți dacă nu cumva undeva ieșiți în pierdere. Pentru că, da, voi lucrați cu simțul responsabilității, dar s-ar putea unii dintre voi pe bani puțin sau s-ar putea unii dintre voi să aveți nevoie să vă îmbunătățiți aptitudinile pentru a putea face mai mult în noul an. Pentru că vă cheamă energia către înțelepciune și este nevoie de informații noi pe care să le integrați în mentalul vostru, să învățați lucruri noi sau chiar niște studii noi. Disciplină la nivel material, asta este ceea ce aveți nevoie, structură și, după cum spuneam, să vă îmbunătățiți aptitudinile, indiferent de momentul în care vă regăsiți voi în viața voastră. Aveți un cuvânt foarte important de spus în familia voastră, pentru că toți ceilalți vor avea această așteptare de la voi. Voi veți fi înțeleptul și pentru a fi înțelept este nevoie în permanență să învățați lucruri noi, să faceți lucruri noi sau să trăiți, să fiți la un nivel foarte înalt.
cu conștiința voastră. Uite, 4 de spade, să aveți curaj, să prindeți curaj, să vă treziți din visare. Să vedem la nivel de relații, plan material, plan emoțional pentru săgetător luna decembrie. Să vedem pentru zona de relații. Ce bine! Avem 10 de spade, 8 de cupe, îndrăgostiții și 7 de cupe. Pentru cei care sunteți singuri, uite cum puteți în acea perioadă de Mercur retrograd, dar și de Venus în Scorpion în casa a 12-a, să lăsați în urmă durerea, confuzia, deceurile în zona acelor relații sau despre acele relații care poate nu au funcționat pentru voi până acum. În mod dedicat pentru voi în această lună este o lună de rezoluție, de final de an, de concluzie, de final de an, dar pentru unii dintre voi și de concluzie generală. Sunteți în fața unor alegeri importante și în fața unei posibilități ca cineva să se manifeste în viața voastră. Tonul va fi dat de voi, pentru că această confuzie, 7 de cupe aici, spune că visăm cu ochii deschiși la un trecut de unde nu mi-ar fi plăcut să plec. Sau la reminiscențe din trecut, unde rănile mele m-au determinat să fiu cine sunt astăzi. Este un moment foarte bun să resetez la nivel de conștiință acea convingere, să o integrez, să înțeleg că oamenii fac ce fac și nu este vorba despre mine. Dacă cineva acționează într-o anume manieră, nu este vorba despre mine. Și acea concluzie foarte sănătoasă vă poate aduce vouă pe cineva nou în viața voastră, mai ales iubirea de sine. Voi veți avea foarte mult accent pe săgetător în casa întâi, unde spre sfârșit de an, dacă sunteți voi foarte bine ancorați în realitate, dacă mintea voastră este foarte lucidă și stima de sine ridicată prin energia Capricornului din casa voastră a doua, veți putea cunoaște pe cineva, se dă startul unei noi posibilități, să spunem, în care voi să vă întâlniți iubirea adevărată. Venus în Scorpion va spune iubirea profundă, iubirea care nu va avea nimic de a face cu superficialitatea sau cu lucrurile lumești, ci mai degrabă cu sufletul și cu vindecarea. Pentru cei care sunteți în relații stabile, lăsați în urmă o perioadă de confuzie, de provocări pe care le-ați avut în cuplu și vă îndepărtați de o energie care va epuiza psihic, să știți, pentru foarte mulți dintre voi. A apărut și 4 de spade mai devreme în timp ce împărțeam cărțile, ceea ce înseamnă că voi sunteți într-un moment în care nu aveți chef de nimic. Venus, care este o planetă personală și susține pe toată lumea în general în harta natală, este cea care vă spune în această lună, înțelege că trebuie să te lași definit de acțiunile celorlalți. Vei vedea că în această lună, prin propria ta decizie, se restaurează armonia la tine în cuplu. Vei vedea mai multă interacțiune cu persoana ta iubită sau vei lua niște hotărâri. Poate la voi în casă v-ați gândit să achiziționați o casă și până acum nu aveați resurse financiare sau poate aveați planuri noi care vizau partea aceasta financiară a vieții voastre și nu aveați posibilitatea. În această lună, cu o discuție foarte coerentă și foarte pragmatică cu al vostru partener sau cu a voastră parteneră, puteți ieși din încurcături, puteți să vă faceți planuri noi de viitor care să fie sustenabile. Iar pentru cei care sunteți în perioada de separare, aici energia vă spune mai degrabă să căutați să vă iubiți pe voi înșivă și să vă uitați către viitor, dar într-o altă modalitate, că ce a rămas în trecut trebuie să rămână acolo și doar așa veți putea avea parte de iubire adevărată. Ce ați lăsat în urmă a fost o experiență, dar nu o viață. Viața voastră, pentru unii dintre voi, abia acum începe cu Venus în Scorpion și puteți să vă găsiți iubirea adevărată, care nu are nimic de a face cu ceea ce ați trăit voi anterior. 10 de spade și 7 de cupe, să vedem ce ne indică, ce lăsați în urmă sau care a fost suferința voastră aici, pentru a o putea vindeca cu Venus în Scorpion în casa a 12-a. Asul de spade. Poate pentru unii dintre voi au fost minciuni, poate pentru alții dintre voi a fost lipsa comunicării. În tot cazul, asul de spade este lumina, este Excalibur, sabia care
Ta e ceața care vă scoate din negură, din negura minții sau din confuzia pe care ați avut-o în ultima perioadă, din confuzia în care v-ați regăsit în viețile voastre. Cei singuri puteți începe să comunicați cu cineva, puteți cunoaște pe cineva, puteți să vă ordonați mintea astfel încât să vă aliniați la vibrația iubirii. Îndrăgostiți aici ne vorbesc despre puterea Universului de a ne întoarce ceea ce simțim și gândim deopotrivă. Cu cât simțim și gândim mai bine, cu cât totul este pozitiv în viața noastră și optimist, cu atât mai multă parte de iubire putem avea. O nouă persoană. Pentru cei care sunteți în relații deja stabile, aici este vorba despre acte, despre ceva ce vreți să faceți. Și în această lună puteți clarifica acele discuții, puteți lua niște decizii importante, puteți comunica clar cu partenerul vostru, puteți să aflați misterul care poate v-a dat bătăi de cap anterior, puteți să aflați ceea ce doriți să știți. Venus în Scorpion înseamnă și mister de la persoana voastră iubită, iar pentru alții dintre voi, să știți că poate aduce comunicarea cu acea persoană despre care știți doar voi în sufletul vostru, chiar dacă sunteți separați, căsătoriți sau singuri, este aici o persoană ascunsă, este cineva în sufletul vostru care stă acolo după colț sau despre care știți doar voi și care în această lună poate ieși în lumina reflectoarelor să vă scrie, să vă caute sau voi poate vă doriți să faceți acest lucru, să vă gândiți bine înainte. Iar pentru cei care sunteți în separare, vedeți, aceasta este luciditatea mentală. Este acea concluzie finală cu care toată lumea este împăcată despre următorul pas. Ce vreau să fac? Vreau să rămân aici în expectativă, așteptând să se întâmple ceva anume sau vreau ca eu să fiu în controlul minții mele și în controlul vieții mele și să fac ceea ce pe mine mă ajută să evoluez, să îmi îndeplinesc menirea sufletului aici pe pământ. Pentru unii dintre voi poate veni acea comunicare de care aveți nevoie, acea încheiere, acea concluzie, acel apel telefonic pe care l-ați așteptat, poate unii dintre voi tot anul. Este o energie foarte bună care aduce claritate în această lună. Deci confuzia în această lună ia sfârșit. Veți avea niște concluzii, veți avea un desnodământ care va fi unul sănătos, să știți, unul foarte pragmatic. 8 de cupe. 8 de cupe aduce 7 de monede. Decizia. Dacă mai investiți în trecut sau dacă vă uitați acum către prezentul vostru, vă hotărâți să investiți în voi înșivă, vă iubiți pe voi înșivă pentru a avea parte de un viitor mai bun. 8 de monede urmează pe 7 de monede și 8 de monede este investiția în mine însumi sau însămi. 8 de cupe spune, de acum vreau să investesc în mine însumi sau însămi. Este o lună foarte bună să luați niște hotărâri pentru voi personal, nu pentru ceilalți, pentru voi dedicat. Și îndrăgostiții aduc puterea interioară, magnetismul, pe Venus în Săgetător, pe Venus în Leu, pe Venus în Scorpion, o aduc pe Venus, aduc casa a cincea, unde voi aveți berbecul, începuturi, pentru cei care sunteți singuri. Puterea să o luați de la început și veți vedea că va fi o energie profundă, deloc superficială. Cei care sunteți în relații stabile deja, puterea de a depăși obstacolele pe care le-ați avut, puterea de a trece peste, puterea de a ierta, puterea de a face niște lucruri noi sau puterea de a achiziționa o casă, de a vă ține de planurile voastre. Pentru unii dintre voi poate însemna sarcină, să știți. De fapt, pentru toată lumea poate însemna sarcină în această lună. Leul guvernează casa a cincea a copiilor. Iar pentru cei care sunteți în separare, puterea să admiteți un adevăr. Pentru alții dintre voi poate fi o persoană care admite acum adevărul. Deci aduce adevăr această lună pentru voi. Eliminarea misterului, claritate foarte multă în relații, concluzii sănătoase. Să vedem la nivel de relații ce mai avem aici. Intuiția. Este o lună în care voi să vă urmați intuiția. De altfel și Venus în Scorpion este o energie extrem de intuitivă care vă va da foarte multe indicii despre ceea ce aveți de făcut sau despre ceea ce se petrece cu adevărat. Undeva în sufletul vostru voi toți știți ce aveți de făcut și în această lună este doar momentul de acceptare. Acceptarea adevărului, acceptarea unor situații și depășirea acestora.
Alții dintre voi veți simți așa niște lucruri care vă ajută pe voi atât la nivel financiar, cât și la nivel de relații de iubire. Și va fi o lună foarte bună în care să vă aliniați la lucruri foarte profunde. Veți fi, veți vedea înțelepți și profunzi. Și toate aceste lucruri sunt de bun augur pentru voi. La nivel material, ce ne aduce luna decembrie? Reușită. Ne duce steaua, doi de cupe și temperanța. Va fi o lună, iată, în care să fiți cumpătați la nivel financiar. Va fi o lună în care vă puteți face acele planuri de care voi aveți nevoie. Steaua este în astrologie arcana care reprezintă vărsătorul. Vărsătorul este guvernat atât de Uranus, de ideea, de sclipirea, de geniu, dar și de planeta Saturn, pe care voi o aveți în pești în casa a patra, dar care este și guvernatorul casei voastre a doua, a banilor, unde l-aveți pe Mercur retrograd și Soarele. Acele planuri pe care voi le aveți în această lună pot lua contur prin parteneriate. Unii dintre voi să vă mutați în casa voastră cu persoana iubită. Pentru alții dintre voi, iată că este plan nou de viitor, este minte limpede în legătură cu banii voștri, în legătură cu zona voastră de confort și cu ce aveți de făcut în anul ce urmează. Pot fi noi joburi, poate implica străinătatea pentru unii dintre voi aici, poate însemna acord cu o mare corporație, cu o firmă mare, cu o firmă sau cu ceva ce are legătură cu import-export, cu a fi pe propriile mele picioare, cu a fi independent financiar, antreprenor, de ce nu? Sunt parteneriate noi care pot apărea în această lună, idei, discuții despre parteneriate noi, dar este o energie foarte bună la nivel financiar, să știți. Vi se arată calea. Este o lună de introspecție în care voi să înțelegeți care este următorul pas la nivel de plan material, așa în viața noastră de zi cu zi pe care îl aveți de făcut. Sunt colaborări noi pentru unii dintre voi. Ce aduce steaua? Moartea, transformarea, numărul 13, când Mercur retrogradează fix pe 13 în Capricorn, în casa voastră a doua, se aprinde beculețul. Aha, acum știu ce trebuie să schimb pentru a putea rezolva, pentru a putea progresa, pentru a putea avea mai mulți bani. Temperanța, pentru a mă liniști sufletește, pentru că a fost o goană, dar nu după bani, după supraviețuire. Aducem 6 de cupe. Ceva ce vă doriți voi de foarte mult timp se poate îndeplini. Pentru alții dintre voi, ceva ce are legătură cu copilăria voastră se întâmplă aici. Se lămurește o situație din copilărie sau copilul din voi acum poate în relația cu părinții voștri. Nu știu, primiți o moștenire, vă ajută părinții, vă sprijină în luarea unor decizii, pentru niște demersuri pe care le aveți de făcut. Pentru alții dintre voi poate fi o iubire de la locul vostru de muncă. Poate fi o iubire care a rămas în trecut și acum iese la suprafață, pentru că vorbim despre planul financiar, casa a doua, dar unde guvernatoare este Venus. Venus guvernează și banii lichizi, guvernează și relațiile de iubire, adică iubirea, practic, modul în care noi simțim. Și aici avem 6 de cupe și 2 de cupe, poate apărea cineva din trecut sau în această lună puteți să vă cunoașteți voi pe voi și vă și puteți să faceți ceva ce are legătură cu talentul vostru nativ, cu pasiunea voastră, cu ceva ce știți doar voi să faceți, să vă descoperiți un talent nativ. Să vedem. Cheltuieli neașteptate. Pot apărea aici niște cheltuieli neașteptate sau voi vreți să cheltuiți poate mai mult decât aveți. Această lună vă mai spune și în felul următor. Trebuie să te ții de plan, plan despre care am vorbit atunci când am menționat că Mercur, planeta intelectului și a comerțului și a gândirii, intră în casa voastră a doua în Capricorn. Dacă de la lună la lună nu reușeați să vă gestionați zona financiară, finanțele, în această lună puteți să stați voi, să cugetați, liniștiți și să vă întrebați cum aș putea. Cum ați putea prin a studia, prin a aprofunda această zonă financiară și prin a vedea poate cum fac alții sau prin a vă face un plan de cheltuieli, un buget de la care să nu vă abateți. Iar în zona emoțională, ce frumos, avem 4 de monede, puterea din nou și asul de cupe, regenerare și vindecare. 4 de monede vorbește despre o energie statică, dar care are legătură cu fricile noastre, care are legătură și cu karma, care are legătură cu lipsa capacității noastre de a face un pas înainte, de teamă de a nu rămâne singur, de teama de abandon, care are legătură cu lumea materială în care trăim,
dar și cu modelul pe care noi l-am preluat încă din copilărie. Este momentul să depășiți niște convingeri proprii, niște prejudecăți care au legătură cu banii voștri, să vă vindecați, vedeți că aici avem o monedă care cade într-o cupă, să vă vindecați ideea despre bani și modalitatea în care voi gândiți relația voastră cu banii, pentru că puteți beneficia în anul ce urmează de un an glorios, fantastic, fabulos în zona financiară. Este un an de vibrație 8 care are legătură cu banii, abundența, dar este și un an karmic, adică ceea ce veți crede, aia se va întâmpla. Pentru alții dintre voi este o vindecare, o condiție medicală care acum vă dă pace. Este o regenerare la nivel de corp fizic. Poate aveți ceva, vreo condiție ereditară, poate semănați foarte mult cu părinții voștri. Este momentul să înțelegeți că sunt bolile lor și nu ale voastre. Pentru alții dintre voi poate însemna în sfârșit deblocarea unei situații din trecut cu o persoană dragă vouă. Revenirea cuiva din trecutul vostru care a lucrat și pe stima voastră de sine, dar asta înseamnă că trebuie să vă ridicați voi stima de sine și Venus vă va ajuta în această lună să conștientizați niște aspecte importante din viața voastră, pentru că așa, prin această conștientizare, energetic vă reconectați cu cineva drag vouă. Iar pentru alții dintre voi înseamnă armonie în familie și o iubire nouă prin energia planetei Venus, care este magnetică. O iubire nouă. Aici avem cavalerul de monede. Mercur în Capricorn, în casa voastră a doua, care spune nu te grăbi. Nu te grăbi, ia în calcul toate deciziile, ia în calcul toate aspectele, ia în calcul toate aspectele, toate datele problemei, nu te grăbi. Fii sincer cu tine. O ofertă nouă poate fi aici pentru cineva, dar lucrurile trebuie construite pas cu pas. 7 de monede din nou, nu te grăbi. Investește cu calm. Faci un pas, vezi ce se întâmplă, mai faci un pas, vezi ce se întâmplă. Asta este energia. 10 de monede, pentru că așa ajungi la imperiu, la nivel emoțional, așa ajungi la împlinire, așa ajungi la familie. Pentru cei care sunteți în familie aici, veți vedea că la nivel financiar vă stabilizați, puteți să vă luați o casă, puteți să aveți parte de abundență financiară, este doar chestiune de cum gândesc. Pentru cei care sunteți singuri, poate apărea cineva, dar cu care să nu vă grăbiți, cu care să calculați fiecare pas, cu care să aveți răbdare. Și pentru cei care sunteți în perioada de separare, pentru unii dintre voi spune acest cavaler se mișcă greu, acest cavaler este acea oportunitate de a te întreba merită sau nu merită, pentru că ce a fost, aia este, nu se poate schimba mai mult de atât. Pentru alții dintre voi poate însemna da, dacă tot ai așteptat atât de mult, hai, mai facem o încercare, depinde de voi și de vibrația voastră interioară. Medical vorbind, aici este o reușită, este o lună în care nimic pare că nu se schimbă, se îmbunătățesc puțin lucrurile, vă simțiți un pic mai bine, dar nu văd provocări care să vă dea peste cap. Avem din nou asul de spade și 3 de cupe, este o lună în care claritatea, în care comunicarea pentru voi va fi favorabilă, în care comunicați cu bucurie și primiți niște vești extraordinar de bune care vă bucură. Poate un apel telefonic de la cineva, poate o veste, poate faceți niște acte, poate găsiți niște oferte foarte bune în ce vreți voi să faceți. Este bucurie în familie, este bucurie în câmpul vostru electromagnetic. Talismanele. Acțiune multă, vedeți, este o tendință de a grăbi lucrurile, de a face foarte repede ceva, însă energia vă spune, vedeți, vibrația, sunetul, să calculați pașii, niște pași calculați. Fie cineva își calculează pașii în ceea ce vă privește, fie voi veți fi cumva grăbiți și este recomandat să vă calculați pașii, să mergeți încet. Va fi o lună de liniște pentru voi, de armonie, în care trebuie să vă respectați pe voi înșivă în primul rând. Filmul înseamnă amintire. Amintirile sunt încă din pântecul mamei, venim cu ele aici. Este momentul să vedeți ce anume vă aparține și ce nu, la nivel mental și la nivel de convingere personală. Un pic dramatic. Pentru unii dintre voi este o lună în care să fiți recunoscuți, văzuți, este o lună în care aveți parte de succes, așa, public, sunteți vedete cumva în mediul vostru. Pentru alții dintre voi veți depăși o dramă, lucrurile, apăsările în această lună dispar.
Din nou, ideea cu timpul. Nu acționați impulsiv. Este o lună în care veți primi niște vești pentru că este timpul să vedeți anumite lucruri, iar pentru alții dintre voi este important să scăpați de presiunea timpului, pentru că atunci când sunteți stresați de timp, ratați niște lucruri, scăpați niște lucruri din vedere. Pentru alții dintre voi este o comunicare care vă bucură. Uite, trebuie să faceți lucrurile ca la carte, pentru binele vostru al tuturor, pentru sănătatea voastră fizică și mentală. Sănătatea voastră este bună, atenție la ce mâncați. Pentru unii dintre voi văd o nevoie de regim aici, sau să nu exagerați de sărbători. Concerte, muzică, voie bună, petreceri la care mergeți. Uite, cineva se gândește să vă caute pentru unii dintre voi, sau o veste pe care o așteptați, sau voi sunteți cu ochii pe viitor și vi se spune să judecați foarte bine, să luați în calcul absolut tot. Iubirea, o iubire nouă este pentru unii dintre voi aici, da, o iubire nouă, veți fi frumoși, veți fi atrăgători cu Venus în Săgetător în casa întâi, foarte magnetici, vă veți simți bine în pielea voastră și asta contează foarte mult. Iubirea, uite, ceva ciclic în relația voastră de iubire, ceva trebuie să plece pentru a renaște, avem o cruce și un porumbel, restaurarea încrederii în sine. Sau cineva vă mai cere o șansă, unora dintre voi? O victorie pe care o aveți, uite, în legătură cu berbecul, vedeți în casa voastră a cincea. Un copil poate însemna voi, vă bucurați ca un copil, este un moment din an și din viața voastră în care să faceți niște lucruri care vă bucură pe voi personal, pentru că vă restaurează încrederea în voi înșivă și stima de sine. Alții dintre voi aveți parte de un nou început, sau dacă aveți niște planuri, gândiți-le bine, pentru că pot fi de succes. Magicianul, aveți tot ceea ce vă trebuie să faceți lucrurile să meargă, dar vi se spune totuși să aprofundați, să vă faceți temele, să studiați ceva nou, să mai acumulați niște informații. Avem pești, vedeți, în casa voastră a patra. Poate vreți să achiziționați o locuință sau poate vreți să faceți ceva ce are legătură cu familia voastră. Uite, karmic, să vă dezlegați de o karmă de familie. Niște călătorii vă pot bucura aici, o excursie pe care o puteți face în această lună. O excursie care vă redă puterea, sau unii dintre voi este important să vă gândiți la mișcare fizică, să faceți activitate fizică, să vă ocupați de corpul vostru. Aici mama și copilul. După cum spuneam, o sarcină, relația cu copiii voștri se îmbunătățește, sau este o chestiune legată de moștenire, de ceva ce au făcut ai mei și eu reproduc acum inconștient. ID, de identitatea voastră. Este o lună în care să vă desprindeți de ideea de ce cred alții despre mine sau de cum au fost ai mei, ce sunt ai mei, ce spun ai mei despre mine și să fiți voi înșivă. Vedeți? Sunt absolvent. Jupiter în casa întâi. Jupiter este guvernatorul vostru, casa întâi este săgetătorul, Jupiter de această dată este în Taur, care are legătură cu eu în serviciul celorlalți. Nu, eu sunt aici pentru a mă dezvolta eu, nu pentru a face altora pe plac, și această idee vă aduce bucurie. Diurn, unii dintre voi aveți nevoie de echilibru ziua între casă și serviciu, să fiți atenți. Pentru alții dintre voi trebuie să dați ceva uitării, alții dintre voi trebuie să vă reprogramați ceva sau veți fi nevoiți să reprogramați ceva, iar alții dintre voi să spuneți în această lună ce aveți pe suflet cuiva sau cineva vă spune vouă ce are pe suflet de mult timp. Inițialele sunt U, D și I. Alții dintre voi aveți o idee, știți, ciocănitoare Audi? Aveți o idee acolo care, uite așa, vă face în căpșor, în minte, și este nevoie să calmați acea idee sau să vedeți, ok, dacă tot mi-a venit această idee, ce am de făcut cu ea. Eu vă mulțumesc tuturor, să aveți o lună minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți și să ne reauzim cu bine data viitoare. Pa, pa!